Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc că ne priviți. Sunt Elena Prohnitsky, secretarul Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Coaliția este o entitate permanentă și benevolă constituită încă în 2005 de către mai multe organizații obștești, atât din Chișinău cât și din regiunile țării, care au urmărit scopul de a contribui la desfășurarea unor alegeri libere, corecte, transparente, inclusive și integre. Începând din 2005 încoace, coaliția a monitorizat toate procesele electorale. Pe parcursul acestui proces electoral, coaliția a desfășurat un amplu exercițiu de monitorizare și de observare a procesului electoral în ansamblu, dar și cu accentul pe modalitatea în care mass media a reflectat campania electorală, în ce măsură a fost procesul accesibil pentru persoanele cu dizabilități și alte aspecte. La fel, în acest scrutin electoral, coaliția a desfășurat și mai multe campanii de educație civică și de informare alegătorilor despre procedurile de vot. Toate constatările făcute de către organizațiile membre ale coaliției au fost prezentate public pe parcursul campaniei electorale și publicate pe paginile web ale acestor organizații, dar și pe pagina web a coaliției alegeliber.md. În baza acestor constatări, dar și a observațiilor făcute pe parcursul zilei alegerilor și conducându-ne de principiile pentru alegeri libere și corecte consacrate în tratatele și în convențiile internaționale și stabilite în Codul Bunelor Practici în materie electorală a Comisiei de la Veneția, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte constată că sau apreciază că alegerile prezidențiale din 1 și 15 noiembrie din acest an au fost parțial corecte și parțial libere. În continuare voi prezenta, împreună cu colegii mei care sunt aici în sală, dar și online, care au fost principalele nereguli din campania electorală sau și neajunsuri ale procesului electoral care au stat la baza acestei concluzii. Deci, coaliția a constatat că în ambele tururi de scrutin, mai mulți alegători nu au putut să-și exercite dreptul de vot la unele secții de votare din străinătate. Pe 1 noiembrie, acest fapt s-a datorat capacității reduse ale secțiilor de votare de a deservi un număr mare de alegători, în pofida prelungirii programului de votare în mai multe secții de votare. După primul tur de alegeri, Comisia Electorală Centrală, dar și Ministerul Afacerilor Externe au făcut eforturi considerabile de a înlătura aceste neajunsuri și au mărit, au găsit noi locații pentru unele secții de votare, mărind spațiul acestora, dar și au suplimentat personalul tehnic și echipamentul. Însă și în cel de-al doilea tur de scrutin, numeroși cetățeni nu au putut să-și exercite dreptul de vot din cauza epuizării buletinelor de vot în cel puțin 8 secții de votare, dar acest număr urmează a fi precizat de către Comisia Electorală Centrală. De asemenea, în această campanie electorală, pe toată durata campaniei electorale, am observat numeroase cazuri de utilizare a discursului de ură, instigare la discriminare, a mesajelor sexiste, folosite de către candidați, politicieni, lideri de opinie, jurnaliști, cetățeni. Discursul de negativ a căpătat o amploare deosebită înainte de cel de-al doilea tur de scrutin, primordial împotriva candidatei Maia Sandu, fiind acompaniat și de distribuirea mai multor mesaje și materiale defăimătoare și cu conținut fals. În continuare, voi oferi cuvântul colegului Pavel Postică să prezinte următorul set de nereguli constatate de către misiunea de observare Promolex. Mersi mult, Elena. Noi
am oferit informații publice pe parcursul acestei campanii cu referire la mai multe situații și incidente raportate. Astăzi o să încerc să le generalizez și să îi expunem de ce, din punctul nostru de vedere, aceste tipuri de incidente sau categorii de incidente majore i-au afectat caracterul liber și corectitudinea alegerilor. În primul rând, trebuie să subliniem că în ziua alegerilor au fost atestate mai multe incidente comparativ cu scrutinile precedente de către observatorii Promolex. Și un pic mai sensibil este partea că în turul 2 de scrutin numărul incidentelor la fel a fost în creștere comparativ cu turul 1, chiar dacă în cursul electoral au rămas doar 2 candidați. La fel, observatorii noștri au raportat multiple cazuri de încălcare a secretului votului, fie prin fotografierea buletinilor de vot, fie prin încălcarea secretului vot, prin prezența apropiată de cabină a altor persoane decât alegătorul. Cu regret, au fost atestate multiple cazuri în care observatorii noștri au menționat nerespectarea condițiilor sanitar-epidemiologice impuse de instrucțiunile Comisiei Extraordinare în Sănătate Publică și Comisiei Electorale Centrale. Dar sperăm noi că toate aceste incidente legate de nerespectarea condițiilor epidemiologice să nu se răsfrângă negativ asupra sănătății populației. Noi am atestat multiple cazuri de transportare organizată a alegătorilor, nu doar în secțiile de votare unde au votat alegătorii din regiunea transnistriană, dar și în țară. Și cu regret am atestat și situații credibile în care transportarea organizată a alegătorilor era însoțită de acțiuni de oferire recompenselor materiale pentru alegători, pentru că și-au exercitat votul. Și noi credem că aceste cazuri sau toate aceste cazuri trebuie să fie luate în calcul și examinate de organele de drept. Ca consecință, nu putem să trecem cu vedere că toate aceste cazuri de transportare organizată a alegătorilor care s-au pronunțat sau au ieșit în evidență în secțiile de votare unde au votat alegătorii din regiunea transnistriană au dus pe alocuri la anumite incidente și tentative de a bloca sau chiar blocare pe termen scurt a arterelor de transport pentru a împiedica alegătorii din regiunea transnistriană să ajungă la secțiile de votare. Un alt capitol important subliniat de coaliție ține de obstrucționarea activității observatorilor acreditați. Și aici trebuie să scoatem în evidență faptul că imediat după primul tur de scrutin mai multe inspectorate de poliție au interpelat observatorii noștri, i-au citat inclusiv telefonic să vie să prezinte informații suplimentare, ceea ce este cumva ieșit din comun, pentru că mai mult decât ceea ce am scris noi în rapoartele noastre publice în baza cărora s-au autosesizat organele de drept, nu avem ce oferi de regulă. Și mai grav este că observatorii noștri erau citați concomitent cu anumiți funcționari electorali și puși față în față în situația în care observatorilor noștri li se reproșa că dacă nu ai probe, nu ai fotografii, nu ai videouri, pentru ce raportez toate aceste incidente pe care le-ai văzut acolo la Chișinău, când totul se poate declarifica aici pe loc. Și în acest fel se tensiona situația între observatori și funcționarii electorali. Chiar dacă observatorii noștri au raportat absolut toate incidentele cu bună credință, doar ceea ce au văzut, fără a inventa anumite lucruri. Mai grav, aceste situații cumva
șterbesc din imaginea organelor de drept, din considerentul că absolut nici o situație reflectată în toate rapoartele intermediare, atât ale Asociației Promolex, nu știu, probabil și a multor colegi care le-au raportat, nu s-au autosesizat pe parcursul campaniei electorale organele de drept. Și niciodată nimeni, niciun observator nu a fost chemat decât după primul tur de scrutin. Și anume, în mare parte, observatorii noștri pe termen scurt. Toate aceste lucruri ne fac să ne gândim asupra unor situații de justiție selectivă, pentru că chiar și incidentele din ziua alegerilor erau cumva filtrate, pe anumite fapte observatorii noștri erau citați, Asociația Promolex era chemată să ofere informații suplimentare, însă nu pe toate. Și aici, iarăși, eu cred că trebuie să răspund organele de drept din ce considerent au mers la așa o tactică. Din punctul nostru de vedere, fie se examinează absolut toate faptele raportate de către observatori, obiectiv și cu bună credință, fie rămâne la discreția organelor electorale, adică cei cărora noi le-am adresat aceste rapoarte în special, pentru că ele sunt adresate în mare parte a Comisiei Electorale Centrale, ei să decide ce anume trebuie să fie cercetat. Un alt capitol care se impune a fi analizat, care, din punctul nostru de vedere, la fel a afectat corectitudinea și libertatea scrutinului, ține de utilizarea resurselor administrative. Aici vorbim, în primul rând, de asumarea meritelor de anumiți concurenți electorali pentru activități sau pentru lucrări de infrastructură care au fost făcute din banii publici. Și aici rolul anumitor actori electorali, concurenți electorali, poate și este determinant, dar până la urmă cetățeanul trebuie să înțeleagă că toate aceste activități țin de exercitarea atribuțiilor de serviciu și nu este ceva excepțional și ieșit din comun. Mai mult ca atât, toate aceste realizări sunt făcute din bani publici, unde au contribuit toți cetățenii și nu doar acea persoană care, scuze de expresie, a participat la tăierea panglicii de dare în exploatarea anumitui obiectiv. Mai grav, sunt foarte multe situații în care funcționari publici au fost implicați în timpul orelor de lucru, timpul orelor de lucru în activități de campanie electorală, în susținerea mai multor concurenți electorali. Cu regret, sau cea mai mare parte de situații atestate se referă la candidatul independent Igor Dodon. Și aici trebuie să subliniem și o altă situație care trebuie analizată din punctul nostru de vedere. Susținerea oferită de partide politice care nu sunt concurenți electorali înregistrați în cursă pentru un candidat independent care se implică în campania electorală. Aceste lacune legislative trebuie, din punctul nostru de vedere, depășite, așa încât să fie o claritate foarte exactă. În special, ținând cont de faptul că, cel puțin în situația domnului Igor Dodon, el are obligația de a păstra neutralitatea și imparțialitatea politică. Alte două componente la care vreau să mă refer ține de litigiile și contestațiile electorale. Aici problema principală este că, practic, putem să zicem că nu există și nu poate fi asigurat dreptul la un recurs efectiv pentru majoritatea contestatarilor atunci când au depus anumite sesizări în fața organelor electorale și sau a instanțelor de judecată. Majoritatea, dar absolută majoritate a contestațiilor și sesizărilor fie au fost tergiversate, fie au fost respinse pe motive de procedură și nu au mai fost examinate în fond. Acest lucru readuce pe tapet acea adresare sau acea adresă a Curții Constituționale din 2016, prin care Parlamentul a fost obligat să modifice legislația electorală în acest sens și, cu regret, a ezitat și nu a făcut-o.
Nu în ultimul rând, o misiune a Comisiei Electorale Centrale de a examina pe ultima sută de metri ultimele contestații și sesizări depuse șterbesc cumva și din imaginea Comisiei Electorale Centrale, odată ce ea nici măcar nu a încercat să examineze aceste demersuri în ședință publică. La capitolul finanțarea campaniei electorale, iarăși cu regret avem aceleași situații în care avem cheltuieli vizibile suportate de concurenții electorali, dar care cu regret nu se regăsesc în rapoartele financiare. Potrivit estimărilor noastre, peste 6 milioane de lei sau puțin peste 6 milioane de lei ar fi totalul cheltuielilor nedeclarate de toți pretendenții la funcția de concurent electoral, dar și concurenții electorali incluși în cursă. Deci, cam astea sunt aspectele principale la care am vrut eu să atrag atenție. Da, deja mulțumesc, Pavel. În continuare, am să rog pe doamna Nadin Cocu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, să prezinte a monitorizat comportamentul editorial al 10 posturi TV în perioada preelectorală și pe durata campaniei electorale, după care îl voi ruga și pe domnul Petru Macoveli să intervină, director executiv al Asociației Presi Independente, care au monitorizat politica editorială a posturilor online de știri. Doamna Din Gogu, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! În campanie pentru turul 2 de scrutin, majoritatea mass media au avut un comportament părtinitor, a reflectat într-un mod dezechilibrat concurenții electorali și nu au asigurat informarea complexă a publicului asupra procesului electoral și asupra modalității de exercitare a dreptului la vot. Din cele 10 posturi de televiziune pe care le-a monitorizat centrul în cadrul coaliției, doar două posturi, i-au prezentat într-un mod relativ echilibrat și neutru pe ambii candidați la președinție. 3 posturi de televiziune au continuat să trateze diferențiat candidații, pe care i-a reflectat dezechilibrat și tendențios, într-un număr mare de materiale și multe din aceste materiale au avut tentă de agitație electorală. Aceste posturi au făcut partizanat deschis în favoarea unui candidat și în defavoarea contracandidatului acestuia. 5 posturi de televiziune au avut politici editoriale ușor dezechilibrate în favoarea sau defavoarea candidaților. Consiliul Audiovizualului, care este autoritatea de reglementare în audiovizual și care ar fi trebuit să monitorizeze constant comportamentul radiodifuzorilor și să reacționeze prompt, nu și-a îndeplinit rolul de garant al interesului telespectatorilor, interesul publicului, și nu a luat decizii adecvate în măsură să contribuie la asigurarea reflectării corecte și echilibrate a campaniei electorale. În contrast cu primul tur de scrutin, atunci când Consiliul Audiovizualului s-a limitat la atenționarea verbală a radiodifuzorilor care au admis abateri de la legislație, în turul 2, CEAU-ul a decis să aplice amenzi pentru majoritatea posturilor de televiziune monitorizate fără a ține cont de gravitatea încălcărilor pe care le-au constatat în rapoartele lor de monitorizare. Și credem că acest lucru a dus la aceea că în campanie pentru turul 2 de scrutin am avut schimbări în comportament, mai multe posturi de televiziune reflectând mai dezechilibrat decât în primul tur de scrutin. Mulțumesc. Domnul Macovei, aveți cuvântul dumneavoastră acum. Da, am testat și în presa online, au fost monitorizate 12 portaluri, majoritatea absolută a acestor portaluri au avut un comportament absolut părtinitor. Calitatea jurnalismului în presa online din Republica Moldova în această campanie a fost sub orice critică și aici mă refer strict la cele 12 portaluri pe care le-am monitorizat,
doar două portaluri au reflectat activitatea tuturor candidaților și candidatelor la funcția de președinte al Republicii Moldova. În rest, a fost o abordare foarte și foarte selectivă prin prisma simpatiilor sau antipatiilor electorale ale patronilor acestor portaluri online. Majoritatea au fost nimic altceva decât cutii de rezonanță ale politicienilor, au amplificat de multe ori mesajele sexiste și discriminatorii care au fost transmise în această campanie, iar patru din portalurile monitorizate de noi, cele care aparțin direct sau prin persoane interpuse unor lideri sau reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, au avut o campanie concertată de defăimare a candidatei PAS Maia Sandu prin diferite mesaje absolut părtinitoare, prin difuzarea unor informații false și tendențioase. Practic, jurnaliștii nu și-au îndeplinit misiunea de a verifica informația înainte de a o publica și erau transmise, redate cu fidelitate sau interpretate în mod și mai tendențios afirmațiile unor politicieni, ale persoanelor de încredere sau ale liderilor politici implicați în această campanie. Per general, presa online din Republica Moldova, din păcate, nu și-a îndeplinit misiunea de informare a publicului despre programele electorale ale candidaților, nu a generat dezbateri de bună credință cu aceștia pe teme de interes public major, ci, din potrivă, a servit ca portavoce a candidaților, astfel a făcut un deserviciu publicului, în loc să fie în serviciul comunității. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Macovei. În continuare voi oferi cuvântul Sorinei Macrinici, directoare de la Centrul de Resurse Juridice, să prezinte următoarele aspecte problematice care au afectat corectitudinea procesului electoral și au îngrădit exercitarea dreptului de vot pentru mai multe categorii de alegători. Sorina, ai cuvântul. Bună dimineața! Un aspect la care vreau să mă refer este campania de discreditare a organizațiilor neguvernamentale. Campania electorală, din păcate, a fost marcată de un atac fără precedent asupra organizațiilor neguvernamentale. Acest atac a urmărit discreditarea societății civile în ansamblu ei pe bază de falsuri și acuzații defăimătoare. Ținta predilect au fost organizațiile cele mai active care lucrează în mare parte în domeniul monitorizării procesului electoral, apărarea drepturilor omului, reforma justiției, combaterea corupției, libertatea presei, domeniul medical, social și așa mai departe. Campania de denigrare a fost lansată de către un deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și a fost preluată de mass media afiliată PSRM și a continuat pe toată durata campaniei electorale. Scopul acestui atac a fost, pe de o parte, de a discredita organizațiile neguvernamentale, iar pe de altă parte, de a distrage societatea civilă în lupta politică cu fida voinței ei. Alt aspect la care vreau să mă refer este discriminarea persoanelor cu dizabilități. Din păcate, și la acest scrutin electoral, persoanele cu dizabilități s-au confruntat cu bariere de accesibilitate fizică și informațională. Mai mult de 70% din secțiile de votare sunt inaccesibile pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Iar numărul secțiilor de votare accesibile sunt mai puțin de 1%. Cu excepția unui singur concurent electoral, care a publicat platforma electorală în sistem Braille, nu au fost elaborate sau difuzate materiale în format accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Iar persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale nu au avut acces la informații cu caracter electoral din cauza că spațiile în care ele se află au fost în carantină,
din cauza situației epidemiologice și au fost restricționate contactele cu membrii familiei. Alt aspect se referă la cadrul legal electoral care are lacune și prevederi problematice. În acest scrutin, legislația electorală care a fost aplicată nu a fost îmbunătățită în corespundere cu adresele Curții Constituționale de 4 ani în urmă, din 2016, cu recomandările misiunilor naționale de observare a legilor, a misiunilor OSCE ODIR și a Comisiei de la Veneția. Mai multe prevederi problematice au rămas nerezolvate de Parlament și printre acestea se numără sancționarea transportării organizate a alegătorilor, sancționarea discursului de ură și instigarea la discriminare, implicarea cultelor religioase în campanie electorală, precum și mecanismul de soluționare a contestațiilor și litigiilor electorale. Această nesoluționare a cadrului legal a dus la menținerea acestor tipuri de încălcări electorale, iar în unele situații chiar și la creșterea numărului acestora. Alt aspect la care, despre care voi vorbi este ignorarea măsurilor de prevenire COVID-19 în această campanie electorală. CEC a întreprins măsuri constante de a asigura desfășurarea campaniei electorale în condiții sigure, prin procurare de măști, mănuși, dezinfectant pentru atât funcționarii electorali cât și alegători. Totuși, în ziua alegerilor, mai mulți funcționarii electorali au ignorat cerințele privind măsurile de protecție, precum și mai mulți concurenți electorali și staffurilor lor electorale în cadrul activităților lor de campanie electorală. Prin nerespectarea măsurilor de prevenire a infecției COVID impuse de Comisia Națională Extraordinară a Sănătate Publică, concurenții electorali au dat dovadă de irresponsabilitate și lipsă de respect față de alegători, au promovat modele de comportament sfidător față de măsurile întreprinse de autorități pentru combaterea infecției COVID-19 și au generat riscuri suplimentare de răspândire a infecției în rândul populației. Mulțumesc! Mulțumesc, Sorina! Și la sfârșit, dar nu în ultimul rând, vreau să ofer cuvântul lui Nicolae Cheleș, președintele Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova, care se prezinte problemele cu care s-au confruntat tinerii în această campanie electorală. Nicolae, ai cuvântul. Bună ziua! Добрый день! Я скажу, буду говорить сегодня на русском языке, который мне вместе могут лякома комфортабл. Исходя из практики Центрального избирательного комитета, Национальный совет молодежи неоднократно подчеркивает необходимость собираемых данных с возрастом участия голосования в соответствии с возрастом, установленным законом 215 от 29.07.16 года у молодежи, в котором говорится о том, что молодыми людьми являются лица от 14 до 35 лет. Исходя из этого, отмечаем необходимость корректирования процедур сбора статистических данных об участников выборов, что позволит способствовать надлежащей оценке избирательных процедур и разработке программ, в том числе информативных, направленных на нужды молодежи. В то же время на публичном пространстве идет упрек молодежи, молодых людей на том основании, что они не участвуют в процессе голосования, имея в виду возраст от 18 до 24 лет, без учета того, что по закону молодым считались до 25. В то же время низкий уровень участия скорее отражает массовую миграцию молодых людей, что объясняет высокий уровень участия людей более высокого возраста. Фактически на президентских выборах 2020 года молодые люди, живущие за границей, зарегистрировали абсолютный рекорд явки на данных выборах. В то же время низкая явка молодых людей на выборах, которые
находится внутри страны, вызвана неблагоприятной правовой базой на реализации права своего голоса. Например, на парламентских выборах студентам, имеющим право голоса, разрешалось проголосовать на основании студенческих билетов в округах, где расположены учебные заведения. Но на нынешних президентских выборах не все молодые люди могли воспользоваться данным правом, хотя процедурально для избирателей нет никаких особенностей. Таким образом, учитывая аналогию с ситуацией по президентских и парламентских выборам, мы выражаем обеспокоенность тем, что данное необходимое вмешательство Центрального избирательного комитета в обеспечение реализации права голоса студентов и учащихся с правом голоса обеспечить преимущество применения по аналогии статьи 93 части 2 Кодекса о выборах особое право голоса, в том числе в случае президентских выборов, в том числе изменения в избирательный кодекс в соответствии с данным. Еще одна причина участия молодых людей в голосовании связана с тем, что предвыборные кампании, разработанные кандидатами, поверхностно учитывают потребности молодежи, что поддерживает незаинтересованность молодых людей в голосовании. Отсутствие четкого определенного плана с упомянутым бюджетом, источником финансирования и подробно и период реализации, данные важные аспекты, которые выражают дискредитацию кандидатов в среди молодежи. Данная практика вызывает беспокойность, поскольку молодые люди, в том числе младше 18 лет, в полной мере используются кандидатами в своих избирательных кампаниях. В заключение мы пришли к тому, что уровень участия молодых людей в избирательном процессе тесно связан с обеспечением благоприятной нормативной базы для реализации права голоса, а также с способностью и с активным вовлечением самих кандидатов и продвижения именно диалога с молодежью. Спасибо. Да, мулțumesc, Николай. Acestea au fost toate constatările. Acestea au fost constatările Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Reieșind din problemele pe care le-au expus colegii mei, le-au prezentat colegii mei mai devreme, incidentele, neregulile din timpul campaniei electorale, neajunsurile privind organizarea procesului electoral, reiterez, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte apreciază că aceste alegeri prezidențiale au fost parțial libere și parțial corecte. În continuare, organizațiile membre ale coaliției vor monitoriza procesul de confirmare a rezultatelor alegerilor, de validare a acestor alegeri la Curtea Constituțională. La fel, după ce se va încheia procesul electoral, vom face public un set de recomandări adresate Comisiei Electorale Centrale, dar și Parlamentului, care sper că va reveni la lucrul și deci la lucru pentru și la munca pentru care sunt remunerați deputații. Aceste recomandări vor viza propuneri de îmbunătățire a codului electoral și a legislației conexe, care se înlăture toate aceste neajunsuri constatate în această campanie electorală, dar și în campanii electorale precedente care nu au fost încă înlăturate, sperând că deputații vor auzi, ne vor auzi, dar și vor lua cont, vor ține cont de votul cetățenilor la ultimele alegeri. Vă mulțumesc, fiți cu ochii pe noi. Declarația de astăzi a coaliției va fi distribuită către mass media și toate părțile interesate, misiunile diplomatice, partenerii de dezvoltare, misiunile internaționale de observare și va fi publicată și pe pagina coaliției alegerilibere.md.
în limba română, engleză și rusă. Pavel, dacă ai... Da, doar dacă colegii, dacă au recepționat anumite întrebări în format electronic, noi o să încercăm să răspundem la ele. Da, desigur. În cazul în care nu sunt întrebări, eu doar aș vrea să... Poftim? Încă nu sunt, ok. În cazul în care nu sunt întrebări, aș vrea doar să reiterez apelul făcut de Elena în ceea ce privește modificarea legislației electorale. Ținem să atragem atenția și să reamintim, în special deputaților din Parlamentul Republicii Moldova, pe masa lor se află un proiect de modificare a codului electoral care deja a fost avizat de către Comisia de la Veneția și care a expus anumite comentarii și recomandări pentru îmbunătățirea acestuia și, în ultimul rând, sunt înregistrate în Parlament proiecte de modificare a codului electoral care vin să instituie măsuri suplimentare și alternative de exercitare a dreptului de vot, în special care poate să faciliteze exercitarea dreptului de vot pentru acele categorii de persoane care, în special, locuiesc peste hotarele țării sau în regiunea transnistriană. Astea fiind spuse, noi nu putem să trecem cu vederea acel activism civic care a fost, acea mobilizare extraordinară care au făcut-o cetățenii Republicii Moldova, prezentându-se într-un număr enorm la secțiile de votare, chiar dacă a fost această criză pandemică, lucru care trebuie salutat, trebuie apreciat și trebuie să tindem la aceea că această implicare civică a alegătorilor să crească de la scrutin la scrutin. Asta am vrut să mai reiterez. Bine, dacă aș adăuga doar că trebuie să apreciem și efortul pe care l-au făcut funcționarii electorali în acest scrutin, diligența și cu care și-au exercitat atribuțiile în acest scrutin, în pofida condițiilor pandemice, la fel și apreciem și efortul Ministerului de Externe, care a depus eforturi considerabile de a menține același număr de secții de votare peste hotare și în turul 2, în pofida restricțiilor impuse de către statele gazdă. Deci, acestea fiind spuse, deci chiar acum vă spunem la revedere, vă dorim sănătate, aveți grijă de voi!